Mai scrii, da. Mai scrii romanii politici? Păi trebuie eu dacă... A, dar și-o uita. Să terminăm purul și după aia. Pe Dionel îl lăsăm pur la bon buș. Da, da. Bine, la urmă. Deși va avea cel mai mare succes, vă spun, dinainte. Aurel, tu în calitate de om al locului. Da. La revista Cronica. În primul rând nu m-am gândit vreodată să mă ating de o foaie tipărită, de o foaie de revistă. Deși am debutat de două ori la Cronica, odată cu teatru, am debutat cu poezie și am debutat și gazetărește, s-a scos la un moment dat un supliment Gaudeamus. Așa, care e, face parte din istorie. Ce vreau să vă spun, poate cu venind din afară în redacția revistei Cronica, există o valență cu totul și cu totul specială și dacă parcurgem numai ultima apariție editorială a lui Mircea Radu Iacoban printre cărți, am citit-o cu mare, foarte mare interes. O analiză corectă, aș spune acoperită de harul scriitoricesc, dar o analiză corectă într-o perioadă în care actul de cultură este rupt, disipat, băgat în tot genul de legende care cancerizează adevărul. Adevărul valorii este, cred, cutuma de scriere, de existență, sau una dintre cutumele pe care și le-a asumat redacția revistei Cronica. De altminteri, lucru pe care îl demonstrează revista, dar și opera în continuă adăugire a fiecărui component din redacție, a colaboratorilor, dacă dau numai numele reputatului istoric Alexandru Zub și cred că este suficient. Iată un tânăr, cel mai tânăr om al redacției, Iulian Pruteanu Isăcescu, vine și propune în atenția celor de azi ca documente de mare utilitate pentru ziua de mâine o carte, o lucrare, Românii din afara graniților țării, România, Moldova, Ucraina împreună spre Europa. Culmea este că a fost sponsorizată de Guvernul României, dar ea aduce o serie de documente, unele dintre ele care nu intră în cursul firesc al contactelor diplomatice pe care noi le vedem la suprafață. Deci sunt documente care intră în interiorul realității existenței românești în țările vecine. O carte care 100% că oferă documente de lucru pentru cei care într-o naționalism curat, coerent, cu valențe științifice, vor să determine mai exact cât de europeană este perspectiva relației unor conduceri, guverne în Ucraina sau în Republica Moldova până acum față de această existență românească. Apoi Nicolae Panaite, care este unul dintre oamenii de bază ai redacției, iată, acum pleacă la București, are mâine o întâlnire cu scriitori, tocmai a scos Purpură și iarnă, o carte de poezie și are în spate nenumărate alte cărți, deja este o personalitate distinctă în câmpul acesta, în orizontul liricii române. Nicolae Turtureanu, care într-un fel pe jumătate este tecucean, prin
soția sa, colega mea de liceu, Rodica Duca, Dumnezeu s-o țină pe palmele lui, și care are o aplecare specială pentru tecuci, poate dintr-o emoție la fel de specială, și-a interzis să vină astăzi la tecuci. Nicolae Turtureanu, care este un poet distinct, într-un relief clarificat al valorii lirice actuale. Sunt motivații foarte coerente legate de diversele fenomene, să zic, sociale, politice, poate cu încercarea de a merge mai mult spre anchetă, pe o deschidere către public pentru a participa la un dialog cultural asupra principalelor motivații pe care le avem și care ne presează de multe ori, legate de învățământ, legate de anumite fenomene culturale, legate de analfabetismul care este tot mai virulent prezent în mass media românească. Deci o revistă de echilibru, dar nu o revistă paseistă, nu o revistă de arhivă, ci o revistă care oferă arhivării viitoare desenele coerente, aș spune, ale realităților de acum, din vari domenii de existență. Mulțumesc! Aș vrea să vă mai spun un lucru. În seria veche a revistei Cronica, pe care o continuăm, eu l-am debutat cu Ion Petru Curian, pentru prima dată a publicat în România Proză Lircea Iliade, care atunci nu publicase. I-a trimis o scrisoare lui Iliade, care îl rugam să ne permită să tipărim o novelă. Mi-a răspuns că este de acord. Un cercetător ieșan, Florin Cântec, s-a dus la Chicago și a studiat arhiva lui Mircea Iliade și a găsit acolo scrisoarea mea cu apostila lui Iliade, răspuns la data de. Iliade a păstrat scrisoarea unui necunoscut. Eu nu găsesc scrisoarea lui Iliade, o caut în toată casa și nu mi-a spus să o găsesc. La noi, la revista Cronica, i-am oferit-o lui Constantin Noica, pentru prima dată. Prima dată, după ce în toate în care știți că a fost. Și mai am avut, da, multe astfel de povești să vă spun. Marino. Da, sigur.